Pe pagina asta, în limba engleză, Travel Off-Path despre turism, ultima actualizare, 9 decembrie, țări din lume fără restricții de călătorie și fără uh, cerințe de intrare. Uh, și ceea ce s-a ales pentru că pentru este asta, ca să intri pe lista respectivă, o să rămâneți total afiș, este ca în țara respectivă să nu se ceară teste, teste, nici înainte de plecare, nici la, la, nici la ce, ajunge, când ajungi, să nu fie listă cu țări interzise, cum este în unele cazuri că unele țări au voie să intre și alți cetățeni nu au voie să intre. Să nu fie carantine, sau aproape de carantină și să nu fie cerință de vaccinare sau ordine de vaccinare. Singura țară care și-a menținut de-a lungul celor doi ani ăștia, anii doi ani nebuni, 2021 și 2020, a fost și este Mexic. Punct. De ce Mexic? Mă gândeam eu că deci faptul că are graniță cu Statele Unite, faptul că este foarte mare, că este țară federală, că au foarte multă sărăcie și ei. Și totuși, de-a lungul uh, situația situației asta nu s-a închis absolut nimica, nu tu carantină, nu tu vaccin, nici măcar un mărie test. Deci te urci pur și simplu avion, dacă ai în regulă zborul și hotelul, poți să stai, conform, în cazul de exemplu cine este cetățean român, dar asta este în mare majoritatea cazurilor, 180 de zile continuu fără viză. Nici măcar nu-ți trebuie viză. Deci prin asta spun, trăiască Mexic și trăiască guvernul mexican. Și atât. -am. Singura țară, mai este acum, s-a adăugat pe listă, din 15 noiembrie s-a adăugat El Salvador, care este o țară foarte mică, foarte mică în America Centrală, tot spaniilor s-au acolo, dar ei uh, au fost, au avut restricții, au, au dat test, Mac. acum interesant, din 15 noiembrie a, a, toate restricțiile s-au terminat, deci poți să intri în țară ca și înainte, nu mai e nevoie absolut nimic, dar... Singurile au fost înainte anumite țări din America au fost câteva de aici de exemplu din, din alte părți a fost și Serbia și Brazilia. Acum toate uh, cer test. Uh, foarte puțini au fost țările care niciodată nu au cerut nimica dar Mexicul a fost singura și este singura care nu a cerut. nici măcar când a fost. Erau știrile că este groază în lume. Mexicul a rămas deschis nici măcar a amărât de test. Din punct de vedere legal nu se cere așa că Trăiască în Mexic. Și atât vreau să spun. Și gata. Ne? Deci trebuie să respecti ceea ce trebuie respectat. Punct.